miercuri dejun. Bye! Așa arată paradisul. Paste carbonara. Avem pentru voi și o surpriză. Timpul pentru micul dejun. Bună dimineața din paradis. Avem poftă. Hai. Și după cum ați auzit, mergem la Gilimeno. Și cam așa arată lumea aici. Cam așa arată barca care ne duce la Gilimeno. Așa arată paradisul, exotic și puțină lume. Nu-i multă lume aici, deci vă puteți bucura de plajă aproape doar voi. Aici, pe o distanță mare, suntem doar noi doi. Super tare! La restaurantul nostru preferat, deja am făcut o tradiție să mâncăm aici, e a treia oară când venim. Mâncarea e foarte bună și delicioasă. Prețul extraordinar de bun. Eu mi-am luat paste carbonara, pentru că le fac foarte bune. Și eu mi-am luat același lucru ca ieri, un sandwich crispy și cartofi. Să avem poftă! Doamne, ce a pus frumos de soare aici pe Gili Trawagan!
Am ales acest loc strategic să încheiem vlogul despre Gili Meno și să vă spunem câteva informații importante despre aceste trei insule de vis. Da, această insulă pe care am vizitat-o astăzi, și anume Gili Meno, este practic cea mai mică ca suprafață, cea mai sălbatică, cea mai liniștită, iar nouă, plaja și apa ne-a plăcut cel mai mult. Da. Toate trei sunt nemaipomenit de frumoase, dar parca asta are ceva mai mult decât celelalte. Bineînțeles, nici celelalte nu se lasă mai prejos când e vorba de petreceri, când e vorba de oportunități de cazare, de mâncare și alte lucruri. Dar ceea ce privește mare, aș zice că Gili Meno e pe primul. Asta e și clasifica mea. Gili Meno e pe primul loc pentru baie. Gili Trawagan este pe primul loc pentru facilitățile care sunt pe insulă și viața de noapte. Ia și Gili Air e pentru... Ai așa un amestec dintre cele două, nu? Da, e un mix așa de... Sunt câteva hoteluri, câteva restaurante, mare frumoasă și acolo, petreceri, muzică, live, dar nu ca la Trawagan. Deci fiecare are un ceva al său, toate la un loc sunt nemaipomenit de frumoase și ce să mai am? Urmăriți vlogurile noastre și spuneți-ne care este preferata voastră, care credeți că vi s-ar potrivi cel mai bine. Și nu uitați să vă abonați la canal, pentru că cei de la YouTube îmi spun că vă uitați, dar nu vă abonați, apăsați pe clopoțelul magic, să se întâmple minunea. Dacă ați stat până aici, o să avem pentru voi și o surpriză plăcută și vă arătăm apusul de soare de pe Gili Trawagan cu muntele Agun, care este pur și simplu superb.